Bine v-am regăsit, dragi prieteni, de data asta vă invit la un eveniment aici în orașul nostru, în Piatra Neamț. Maestru Arcadie Răileanu expune la Galeria de Artă Lascăr Vorel acuarelă și pictură. Se pare că perioada de recluziune din ultima vreme, perioada prin care cu toții am trecut, și artiști și neartiști, și iubitori de artă și neiubitori de artă, maestrului Arcadie Răileanu i-a prins bine, pentru că pe pereți sunt lucrări uimitoare. O să vă fac părtaș la acest frumos eveniment, dar înainte de toate vreau să-i mulțumesc maestrului Arcadie Răileanu că a răspuns invitației mele. Nu se face vernisaj, v-ați obișnuit cu acest sistem în ultima vreme, eu nu mi-am... încerc să mă obișnuiesc, de fapt, cu situația asta. Ne conformăm că asta este. Se pare că minuscula bestiolă, invizibilă bestiolă numită SARS-CoV-2, COVID, virusul ăla nenorocit, așa a impus niște reguli. Bun, pe unele e bine să le respectăm, cu altele e bine să trăim așa în coabitare, cum s-ar spune. Eu nu m-am obișnuit cu sistemul ăsta fără vernisaje, îmi lipsește publicul, îmi lipsiți dumneavoastră, dragi prieteni, cei care erați permanent prezenți la un asemenea eveniment. Maestre, în primul rând, repet, vreau să vă mulțumesc că ați venit aici la galerie, înainte de ora anunțată pe afiș, ca fiind ora de începere a evenimentului. Bine ați revenit pe... De fapt, n-ați fost plecat niciodată din lumea artelor de aici, din Piatra Neamț, din zona de artă. Când n-ați expus aici, ați expus la o altă galerie, ați fost permanent în mișcare. Eu vă întâlnesc acum mereu în drum spre atelier. Se pare că perioada asta nu v-a băgat într-o criză a creației, dimpotrivă. Bună ziua tuturor! Sunt bucuros că putem să ne mai întâlnim, chiar și în situații când am fi preferat ca sala să fie plină, să putem să comunicăm altfel, să nu avem distanțarea de care se vorbește tot timpul socială. E bine și nici măcar pe asta fizică, da? Da, să fie o distanțare, dar... putem să rămânem la latitudinea unei distanțări, poate fizice, dar spirituale niciodată nu avem voie. Și în perioada de care, să zicem, am lipsit poate de pisimeze, ca și mulți colegi de-ai mei, n-a însemnat o pauză în creația noastră, adică în munca noastră, atelierul fiind așa o insulă, o izolare perfectă. O cetate. O cetate, dar nu una de filde și nu un palat de filde și în care nu poate să intri orice, să intri lumea. După o muncă de câteva luni, într-adevăr, o selecție serioasă și chiar niște idei noi pentru mine, niște lucruri care nu le-am făcut până acum, având și mai mult timp, parcă, și mai timpul parcă s-a oprit un timp, un loc, parcă un joc de cuvinte. Am încercat să aprofundez niște idei care înainte poate le-am trecut prea ușor. Am trecut de la o idee la alta, acum am întors la unele și am avut răbdare și poate și de acum... și faptul că un pictor ajunge și la o vârstă în creație, dar și o vârstă... O vârstă, aș spune eu, o vârstă maturității în maturității, creație, sigur că da. Da, poți să ajungi la vârsta maturității și foarte târziu. Poți să nu ajungi niciodată, adică e altă treabă. Fără doar și poate. Dar în cazul meu, cel puțin, cred că am ajuns la niște rezolvări a ceea ce cred eu că înseamnă pictură, ce înseamnă culoare, ce înseamnă compoziții, multe lucruri care chiar dacă i-am învățat pe alții, până nu faci, nu lucrezi și nu te acufunzi în problema asta a artei, e foarte greu să mai explici cuiva ceva. Thank you.
De asta vreau să invit pe foștii mei cursanți în Piatra și nu numai, să treacă prin galerie, să vadă ce i-a mai trecut prin cap profesorul lor. Așa. De care, apropo, maestre, cei de acolo, studenții de la Școala Populară de Artă vă pomenesc mereu. Așa, ați fost și veți rămâne un etalon în parcursul lor, chiar dacă pentru unii o să rămână doar un hobby pentru toată viața, chiar dacă pentru alții am văzut că urmează să aprofundeze studiile de artă, oricum sunteți un jalon important. Asta a fost o paranteză și îmi cer scuze că v-am întrerupt. Încep să vorbesc despre școală și atunci ne depărtăm de expoziția de față. E o expoziție care conține în majoritatea ei, adică în cele mai multe lucrări le-am, de acuarelă. Doar 4 lucrări pictate în anii trecuți, ca un fel de amintire printre anii trecători, aș spune. De ce? Pentru că ele fac parte din niște trăiri anterioare, din niște ani, când am pictat mult ulei, dar faptul că ultimii 2 ani am executat lucrări în acuarelă, am făcut mari descoperiri pentru mine și cred că o să apară iar o nouă etapă când o să fac din nou, o să trec la ulei, o să lucrez mai mult pictură în ulei, pentru că acuarela parcă m-a descătușat puțin, mi-a dat niște posibilități, mi-a arătat niște căi noi și foarte interesant. Pe care o să le aplicați în pictura în ulei? Păi ar fi interesant să fie aplicate, pentru că până acum nu reușeam să fac o pictură abstractă, deci non-figurativă, în acuarelă. Pentru că tehnica acuarelei presupune altceva decât tehnica în ulei. Și atunci, în câțiva ani, am depășit momentul ăsta și mă bucur foarte mult. Deci se ajută reciproc, se compensează aceste două tehnici. Da. Acuarela am pictat-o pe un format mult mai mic înainte, acum s-a trecut la unul ceva mai mare și iar e o etapă câștigată, e un câștig al meu. Tematica s-a schimbat și ea foarte mult, de la pictură aproape naturalist în câteva lucrări, până la lucrări absolut abstracte și înseamnă că mă simt bine de la A la Z. Pe tot parcursul am încercat mai multe lucruri. Și asta mi ajută să mă simt și eu parcă mai împlinit. Nu v-a fost teamă la vă repet, vârsta maturității creative și vârsta maturității fizice până la urmă să experimentați? Eu am și să căutați. Să spun, adică am predat istoria artelor și cunosc câțiva pictori în lumea asta a noastră, care până în ultima zi au tot inventat, au descoperit ceva pentru ei și pentru lume. Unul din ei, care a trăit până în ultima secundă pictura, adică a trăit în pictură, e vorba de Picasso,
care a adus, a făcut descoperiri. Când ai în față niște oameni ca Brâncuș, Picasso, niște mari pedagogi ca rezistență în timp, să nu te plafonezi, să nu te repezi la infinit, așa, știți, așa. Este pericolul. Sigur. Când ai găsit o soluție prea ușoară sau acceptată. Dar să marșezi numai pe soluția respectivă. Și neștia, atunci riscul e și mai mare să îmbătrânești mai devreme. Ha, extraordinar. Păi da, așa e. Frumoasă explicație. De atâta, nu zic că vârsta nu-ți permite să te dezvolți, să dezvolți ce aici faci, să găsești soluții noi și poate mult mai interesante, să revii la cele vechi și să faci și sub o altă. Tentații sunt la tot pasul. Pentru că am auzit artiști spunând, domnule, eu experimentez, dar numai pentru mine, acolo încă nu arăt nimic. Lucrez în continuare ce știe publicul, pentru că publicul îmi cere maniera respectivă, stilul respectiv. Există marele pericol de care pomeneați mai devreme. Cum se spune? Tentații de asta bănuiesc că ați avut și dumneavoastră. Automanierism, adică ar fi. Da. Dar hai să trecem la o idee care nu ține neapărat de pictură. Să zicem, din lumea scriitorilor o să-mi dea dreptate, pentru că un mare scriitor, acum nu îi vorbim mai mult decât că un roman, o carte serioasă, are vreo trei componente. Una din ele ar fi mesajul care îl transmiți. Deci, dacă fac o paralelă cu pictura, noi avem un mesaj vizual, un mesaj trăit prin culoare, trăit prin formă, compoziție. Pe urmă, tot la scriitorul dat este experiența care o ai. Știi a scrii, forma în care expui lucrarea. Dar mai este încă un lucru foarte important, aceea să fii foarte sincer cu tine, cu pictura, această sinceritate și chiar câteodată ea nu e întotdeauna cea mai plăcută sau, aș spune, favorabilă pentru propriei persoane, nu? Pentru că poți să ai diverse îndoieli, poți să ai chiar crize, că nu ai vrut ceva, nu-ți iese, nu ești tu acel care ai fi vrut să fii și multe alte lucruri. Ei, asta se trece. Cu vârsta lucrurile se așează, lucrurile încep să devină mai stabile, lucrările, chiar și lucrările mele. Deci nu mai sunt lucrări făcute la viteză, mai așa, elaborate, mai elaborate, asta, mai stăpânite și parcă și asta mai nu doar pentru că ați avut mai mult timp la dispoziție, pentru că așa ați simțit că trebuie să le parcurgeți. Timpul nu s-a comprimat pentru mine, nu s-a comprimat nici sub o formă. Adică chiar dacă acum simt că se mișcă mai repede, nu știu cum, dar nu ne aparține, da, de fapt. Da, timpul da, nu intră în chestii de filosofie. Nu ne aparține nou. Noi aparținem undeva timpului și dacă știm să-l folosim, să avem și forța de muncă, pentru că e necesar să ai și o răbdare cu tine. Chiar. Putere, acum, important impactul care îl are pictura asupra
populația iubitorilor de artă. Iubitorilor de artă, da, de frumos. Deci, de frumos. Dacă acceptă și înțeleg lucrurile astea, noi intrăm așa într-un dialog, pot să-i spun cromatic, dar e mai mult decât cromatic. Astea străirile care le ai când ai îmblat prin codri sau pe munți, trăirile care le ai când ai citit o carte fantastică și ai prezentat ca niște ilustrații, și trăiri care, de fapt, nici nu le poți explica. Și irepetabile, da. E clar. Și atunci lucrurile încep să devină interesante. Ce să vă mai spun, dragi prieteni, eu vă invit să vedeți expoziția care este pe simezele galeriei Lascăr Borel până pe 14 august. O să rog pe maestru să vină un pic mai... există pericol să iasă din cadru și n-ar lipsi dacă ar ieși. Deci până pe 14 august o să veniți să vedeți această fantastică expoziție semnată Arcadie Răileanu. Nu trebuie să vă îmbulziți câte zeci, sute odată, în grupuri de câte maxim 4-5, este minunat. Personalul galeriei o să fie aici și o să vă dea explicații dacă este nevoie. Dacă mai este nevoie de explicații când e vorba de opera maestrului Arcadie Răileanu, pe care îl cunoașteți de o bună bucată de vreme și care mi-a promis mie cel puțin și vă promite și dumneavoastră că o să ne mai fericească încă mulți ani de aici înainte cu frumosul pe simeze. Vă mulțumesc că ați venit și mulțumesc și vă țin pumnii, putere, sănătate. Mulțumesc. Maestră, da? Mulțumesc.